Dacă ați putea procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunt discuții, dacă nu spun la vot, cine este pentru? Unanimitate. Vă rog să faceți propuneri pentru nouă președinte de ședință. Domnul consilier Durat. Domnul Durat. Cine se opune la vot? Cine este pentru? Mai sunt alte propuneri? Nu. Dăm cuvântul la ordine de zi. Primul punct, privind alegerea președintelui Soares. În doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ungurini pe trimestrul 4 al anului 2022. Al treilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii numărul 15/2003 asupra pieței până la 500 m² de teren în vederea construirii în locuință proprietate personală pentru 3 beneficiari. Asta este ordinea de zi. Și vă dai, spunem la vot cine este pentru ordinea de zi. Așa. Și în continuare văd că s-a suplimentat cu proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ prin universitar și a unităților conexie pentru școala gimnazială Ungurieni din Comuniei. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și numărul de personal la serviciul voluntar pentru situații de urgență, tip B2, prin reorganizarea serviciului de categoria B2 al Comunei Ungurieni. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni pentru ședința adunării generale a acționarilor la SC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA din 28.02.2023. Asta este proiectul de astăzi. Suplimentat cu cele trei puncte. Cine este pentru? Dăm cuvântul la al doilea punct, domnul. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, trimestru 4 pentru anul 2022. Totalul de venituri, plan pe anul 2022, 4.751.000. și realizată în anul 2022 a fost 4.611.521,71 de lei. Venituri proprii 399.100, realizate 456.117,40 de lei. Cote defalcate din impozitul pe venit în plan 290.000, realizate 277.979,16. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. În plan 311.000 de lei, realizat în anul 2022, 309.770. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean. În plan 200.000, realizat 205.590. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. În plan 756.000 de lei, realizat în anul 2022, 705.560. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 100.000, realizate 100.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 962.000 în plan și realizate 807.000. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, în plan 868.000, realizate 794.579,47 de lei.
Sume alocate din bugetul AFIR pentru proiectele PNDR 2014-2020, în plan 221.500, realizate 94.258,75 de lei. Total cheltuieli 5.404.700 în plan și realizate în anul 2022 4.193.062,86 de lei. Cheltuieli de personal administrație 815.850 în plan și 742.050 realizate. Bunuri și servicii administrație 295.850 și realizate 234.568,9 lei. Cheltuieli de personal, protecția civilă și protecția contra incendiilor, 114.350 în plan și realizate în anul 2000, 104.774. Bunuri și servicii pentru protecția civilă și protecția contra incendiilor, 30.000 în plan, 6.101,67 de lei realizate. Cheltuieli de investiții în învățământ, 117.000 în plan, 109.692 realizate. Cheltuieli de personal pentru asistenți personali pentru persoanele cu handicap, 343.250 în plan și 261.632 realizate. Indemnizații persoane cu handicap, 222.000 în plan, 195.000 realizate. Bunuri și servicii alimentare cu apă, în plan 11.500, realizat în 2022, 3.076,28 de lei. Bunuri și servicii iluminat public, 170.000 în plan și 167.528,79 de lei. Bunuri și servicii în domeniul dezvoltării comunale, 176.500 în plan și 150.000 realizat. Cheltuieli de investiții în domeniul dezvoltării comunale, 1.045.500 în plan, 889.697,60 de lei realizate. Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, 160.000 în plan, 159.936,49 realizate în 2022. Bunuri și servicii drumuri, 119.000 în plan, 114.000 realizate și cheltuieli de investiții drumuri, 61.000 în plan și 34.785 realizate în anul 2022. Mulțumesc! Da? Discuții? Dacă nu sunt, spune la vot, cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Deci, în anumitate, trecem la punctul numărul 3, domnul Vici. Proiect de privind aprobarea acestui. Având în vedere prevederile legii 15 din 2003 cu modificările și compensările ulterioare privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, normele metodologice de aplicare a legii 15 din 2003, dosarele depuse de solicitanți, în temeiul articolului 136 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și compensările ulterioare, propune aprobarea atribuirii în folosință gratuită a suprafeței de până la 500 de metri pătrați în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor legii 15-2003, beneficiarilor Luțu Denis Gabriel, Corlocel Alexandru Marian și Corlocel Andreea Maria. Mulțumesc. Discuții? Nefiind, spun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Obținem unanimitate. Trecem la puncte suplimentare. Primul punct. Doamna Conșoară Secretar. Aprobarea investiției, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru Școala Gimnazială Ungureni din Comuna Ungureni, județul Bacău. Se aprobă investiția, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru Școala Gimnazială Ungureni din Comuna Ungureni, județul Bacău, inclusiv cererea de finanțare a proiectului. Se aprobă sustenabilitatea proiectului, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe pentru Școala Gimnazială Ungureni,
pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării acestuia, cu suma de 150.000 de lei, respectiv 30.000 de lei pe an. Se aprobă asigurarea finanțării pentru cheltuieli neprevăzute ce ar rezulta din implementarea proiectului. Primarul Comunei Ungureni, domnul Vivier Vasile, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezente. Mulțumim. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Aprobat. Trecem la punctul 2. Domnșoara Sep, serviciu. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a numărului de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip B2, prin organizarea serviciului de categoria B2 al Comunei Ungureni, județul Bacău. Articolul 1. SIDI organizează serviciul voluntar pentru situații de urgență de tipul B2 în subordinea Consiliului Local al Comunei Ungureni, județul Bacău, în baza următoarelor criterii. Numărul de gospodării fiind 1099, distanța față de cea mai apropiată unitate de intervenție este situația de situație de urgență Maior Constantinene a județului Bacău, care este de 27 de km. Riscurile identificate în planul de apărare și acoperire a riscurilor, fiind inundații, cutremur, epizoade, epidemii, incendii. Articolul 2. Serviciul voluntar pentru situație de urgență are un număr de 19 funcții cu următoarea structură organizatorică. Comandă, șef serviciu, compartiment pentru prevenire, un șef compartiment pentru prevenire și 3 specialiști de prevenire, o formație de intervenție condusă de un șef de formație de intervenție care are în compunere, o grupă de intervenție care încadrează autospeciala de stingere cu apă de capacitate medie formată din 2 șefi de grupă de intervenție, 5 servanți pompieri, 3 conducători de autospecială, o echipă specializată pentru avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare, formată din un șef echipă specializată, 2 servanți pompieri. Articolul 3. Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparație autospecialei, UAT Ungureni va încheia un contract de prestare servicii cu un operator economic de profil. Articolul 4. Se aprobă organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență, prevăzută în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 5. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență, prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre. Articolul 6. Încadrarea nominală pe funcții a serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Ungureni va fi stabilit prin dispoziția primarului Comunei Ungureni, județul Bacău. Articolul 7. Se aprobă contractul de voluntariat pentru persoanele ce încadrează serviciul voluntar prin situație de urgență al Comunei Ungureni, conform prevederilor hotărârii Guvernului, numărul 1579/2005, în forma prezentă, în anexa 3, la prezenta hotărâre. Secretarul Comunei va comunica și înainta prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate. Mulțumesc! Mulțumim! Discuții? Spune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Aprobat punctul numărul 2. Ultimul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului UAT Ungureni. Domnul Vici. Având în vedere adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. numărul 1346 din 27-a numărul 2023, înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ungureni cu numărul 753 din 28-a 2023, privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SC Trabe S.A. în data de 27-a 2023 și comunicarea ordinii de zi a ședinței. Propune Consiliul Local al Comunei Ungureni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă a acționarului SC Crabie S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SC Crabie S.A. să voteze pentru, în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Crabie S.A. din data de 28-a 2023, la hotărârile prevăzute la punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi, comunicate prin adresa SC Crabie S.A. numărul 1346 din 27-a 2023. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Ungureni, instituției prefectului Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate
Reprezentantul legal al Consiliului Local al Comunei Ungureni în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în adunarea generală a acționarilor SECE CRAB S.A., Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, autoritățile instituțiilor sau persoanelor interesate și va fi făcută publică în condițiile legii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vice. Discuții? Ne privim și punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate? Aprobare. Ne-am mai prindat. Mulțumesc pentru prezență.